Bună seara, bine ați venit la Esențial. Discutăm astăzi despre energie, evident, pentru că este o temă de mare actualitate, dar și pentru că ne oferă în continuare subiecte de discuție, de analiză. În special, astăzi ne vom focaliza pe zona companiilor, a companiilor industriale, pentru că este un sector care, trebuie să spunem, suferă din cauza creșterii tarifelor la energie electrică și la gaze naturale. Împreună în această seară la Esențial cu doamna Adela Bradu, manager Corporate Affairs și Comunicare la compania RomCim. Bună seara, bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc de invitație. Alături de noi se află și domnul Teodor Livinski, este consultant în domeniul energiei și fondator al companiei de consultanță PartnerG. Bună seara, domnule Livinski, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Vă mulțumim. Doamna Adela Bradu, v-aș ruga să ne spuneți cum ați văzut dumneavoastră și sigur colegii dumneavoastră din companie ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni cu evoluția din sectorul energetic și aici mă refer sigur la prețuri și la zona de de perturbații, de volatilitate și așa mai departe. Și cum ați văzut dumneavoastră, cum ați trăit această situație? Primele semnale au început anul trecut. Pe piața consumatorilor domestici nu s-a văzut deja de anul trecut, dar undeva la mijlocul anului trecut noi am avut primele semnale că sunt niște perturbări în piață. Cred că cel mai simplu ar fi să discutăm despre cum era prețul pe OPCOM, piața pe care se tranzacționează energia în România, undeva la nivelul anului 2021, că vorbeam de prețuri între 200-300 de lei pe megawatt și prețurile actuale care au ajuns și la 1500 de lei pe megawatt. Adică nu trebuie să fii un specialist ca să-ți dai seama că șocul este mare. De asemenea, noi în ceea ce numim energie includem și partea de combustibili fosili. Este încă un domeniu pe care ne impactează în ciment. Combustibilii fosili sunt importanți. Și, de exemplu, cărbunele care se pretează procesului tehnologic pentru fabricarea cimentului e în mare parte din import, pentru că oricât ne-am dori, cărbunele din România nu are parametrii tehnici. Ar fost cel mai simplu să putem folosi cărbune românesc. Și în contextul actual, cu ceea ce se întâmplă la frontiera de nord, din păcate, lanțurile de aprovizionare sunt întrerupte și avem și din partea asta provocări foarte mari și prețurile au explodat. Aceasta este așa, o fotografie rapidă. Trebuie spus un pic și contextul. În contextul Pactului Verde European, companiile din industrie trebuie să facă pași uriași pentru a atinge nivelul de emisii acceptat și pentru a ajunge la acel net zero. Asta înseamnă, presupune investiții uriașe în industriile grele, precum inclusiv cea a cimentului, vorbim de zeci, poate sute de milioane de euro pentru a atinge acest. De aceea, predictibilitatea și o vizibilitate pe viitorul apropiat și mediu sunt foarte importante. De acord. Mă bucur că am plecat cu discuția noastră de aici, pentru că, în special de la lucrurile foarte concrete pe care le vede o companie și evident că le trăiește atunci când e vorba de factura la energie, de exemplu, și la cărbune, așa cum precizați. Și atunci, domnule Teodor Livinski, aș vrea să merg către dumneavoastră cu întrebarea deja clasică. De ce s-a întâmplat acest lucru și de ce se întâmplă acest lucru? Sigur, poate ne spuneți câteva cauze. Și în pasul 2 o să vă rog să discutăm despre cum a reacționat administrația, guvernul României, cât de mult a putut să ajute, cât de repede a făcut-o sau cât de bune au fost ideile pe care le-am văzut în acest context. Vă rog.
Da, în primul rând țin să subliniez că sunt în totalitate de acord cu ceea ce, cu ceea ce spune Adela. Oarecum răspunsul la întrebarea de ce și-a găsit cuvintele principale și în, și în expunerea Adelei. Cauzele principale sunt planurile de, de decarbonare, planurile de tranziție energetică către, către surse regenerabile, care implică în mod, în mod evident costuri prezente și viitoare, și în zona de, în zona de decarbonare trebuie să menționăm creșterea accelerată și explozivă, chiar o putem numi, a certificatelor de, de carbon. Certificatele de carbon care au în mod evident un impact mare în, în prețul energiei electrice, pentru că producătorii din, din cărbune plătesc astfel de certificate de carbon și efectul e, efectul e de bumerang, fiind completat și de, de faptul că, în general, producția de energie electrică din cărbune e cea mai scumpă și evident că și restul resurselor mai ieftine oarecum se aliniază, se îndreaptă către, către, acel, către acel preț. De aici e impactul foarte mare al evoluției crescătoare a prețului certificatelor de carbon. Și o a doua componentă este, scuzați-mă, domnule Livis, este ceea ce vreau doar să fac o precizare, și anume, pentru că ați văzut de prețul carbonului, este ceea ce în literatura de specialitate se numește apropierea sau tendința către prețul marginal, nu? Pentru că la începutul crizei vorbeam despre acest lucru și anume toată lumea era uimită că prețurile se duc către cel mai mare preț, dar cred că aceasta era ideea până la urmă, prețul marginal. Corect. Prețurile se formează în mod evident în față de o, o valoare de, de referință. Cel puțin în România, probabil având în vedere și natura acționariatului producătorilor, prețul tinde să, să fie cel al dictat de către, de către producătorul de, de, de cărbune. Ca răspuns la, la solicitarea dumneavoastră de clarificare. Și completând cu al doilea motiv, e creșterea prețului gazelor naturale, care s-a putut vedea încă de la al doilea trimestru de anul trecut. Se putea vedea creșterea prețului gazului, care la rândul lui are impact în zona de producție energie electrică din arderea gazelor naturale și are și un impact la nivel de comodități înfrățite, că până la urmă energia electrică și gazele naturale definesc oarecum energie alături de alte forme de energie, precum cărbunele în cazul RomCim. Astea le-aș vedea eu cele două componente principale. În ceea ce privește reacția administrației române, și mă refer aici la guvern, sigur, apropo de încercările de a reduce factura pentru consumatori industriali și pentru cei casnici, dacă vreți să faceți câteva comentarii sau câteva explicații să ne oferiți. În primul rând, cred că trebuie înțeles foarte bine de unde am plecat, ce s-a încercat a fi corectat prin măsurile de sprijin și unde am ajuns, sau poate încă nu am ajuns, dar perspectivele ne apropie de acele scenarii. Pentru că să nu uităm ultima ordonanță privind plafonarea prețurilor a fost emisă recent, deci efectele ei sau și aplicarea ei urmează să fie văzute. Deci nu putem discuta decât de conceptual despre acest OUG, încă nu și-a produs efectele, dar la finalul anului trecut trebuie să ne aducem aminte că energia electrică s-a tranzacționat la maximuri istorice, mă refer în luna decembrie. Anul a început oarecum mai bine la nivel de prețuri ale comodităților. A venit această așteptată ordonanță, prima ordonanță, și s-a ajuns într-o zonă de blocaj de ofertare în piață, de lipsă de competitivitate a furnizorilor. Autoritățile au fost foarte active și vigilente și au fost deschise spre a
îmbunătăți și a modifica anumite prevederi și în felul acesta am ajuns astăzi la o formă mult mai bună a ordonanței, care acoperă în momentul de față toți consumatorii de energie electrică. Nu o să fac foarte multe mențiuni referitoare la consumatorii casnici, dar sunt acoperiți toți aceștia pentru niște tranșe de consum îndestulătoare și în zona de consumatori industriali s-au acoperit toate zonele, pentru că unele erau necuprinse, cum ar fi beneficiarii OUG 81 ajutorului de stat pentru costurile indirecte ale certificatelor de carbon în prețul energiei. Deci e de felicitat în primul rând deschiderea spre perfectibilitate continuă a actelor normative. Cu siguranță există lucruri care vor trebui clarificate în viitorul apropiat. E cazul oricărui act normativ nou, dar în acest moment și cu completările recente s-a adus oarecum mai multă lumină asupra subiectului, asupra modului în care va exista această plafonare. Și e bine că în același timp s-a deblocat sau există premise pentru a se debloca această criză a ofertării, pentru că există companii cărora chiar le expiră contractele în viitorul apropiat și erau într-o situație foarte delicată, neștiind exact de unde își vor procura energia, trecând peste costuri. Era o întreagă discuție privind continuitatea furnizorii. Acum lucrurile ar trebui să fie mai relaxate și să tindă către o normalizare. Da, doamna Adela Bradu, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, cum au funcționat aceste măsuri de sprijin, dacă credeți că era sau e nevoie de o decontare directă sau ar fi fost nevoie de o decontare directă către companii, dacă ar fi fost un sistem mai bun, acum s-a preferat un tip, o combinație, nu, între plafonarea prețului și o compensare, să o numesc așa? Noi ne uităm la cifre, avem exercițiul acesta de a ne uita la cifre, de a segmenta. Și, de exemplu, dacă te uiți la cifre din punct de vedere al segmentării, vezi că consumatorii, mari consumatori industriali, în ponderea lor în consumul anual de energie de aproximativ 35%. Asta înseamnă că ai peste o treime din consumul de energie, care probabil este împărțit de câteva zeci de companii, nu știu să spun exact, dar cumva are sens de a le adresa, să le adresezi în mod direct, să te adresezi lor în mod direct, mai ales că vin în spate cu niște costuri semnificative. Și mai mult decât atât, atunci când ai un furnizor care are un astfel de client în portofoliu, s-ar putea ca sumele lui până la compensare, care are o oarecare întârziere, să fie problematic. Pe de altă parte, tot așa, ca mergând pe analiză, noi am avut o situație de criză și nu noi România, noi Europa, noi lumea asta ne confruntăm cu o situație de criză dincolo de granițele noastre. Noi am apreciat că au venit măsurile repede, dată fiind situația aceasta de criză. Sigur, cât de repede se poate mișca un guvern, ne-ar fi plăcut să avem peste noapte. Sinceră să fiu, toate acele... acel feedback pe care l-am tot dat săptămâni de-a rând, acum când ne uităm în spate, mi se pare că e ușor, dar a fost destul de dificil. Însă a existat deschiderea la colaborare. Avem OUG-urile perfecte? Nu, ele nu sunt perfecte, dar sunt și ne dau acea gură de oxigen ca să putem să planificăm în continuare. Faptul că guvernul a înțeles și s-a uitat pe un an de zile, înțeleg că proiectul acesta este în continuare perfectibil, adică inclusiv guvernul a ieșit săptămâna trecută și a spus hai să vedem ce putem să îmbunătățim pentru că avem feedback din piață.
Iar noi continuăm să dăm acest feedback. Ar mai fi un aspect de spus și aici, iarăși e o chestiune structurală. În mod normal, energia, cel puțin în ceea ce privește marii consumatori, se contractează pe termen lung. Se fac contracte pe termen lung, tocmai de aceea, pentru că atât companiile producătoare, cât și companiile mari consumatoare au nevoie de predictibilitate. Și aceasta este regula în general și încercăm și noi în România să aplicăm această regulă. Ideal ar fi ca aceste contracte să fie bilaterale, direct cu consumatorii cu producătorii de energie. Acesta este un aspect pe care guvernul discută, îl are în vedere. Cred că piața este pregătită să facă acest pas și va trebui să vedem cum ne mișcăm în acea direcție corectă. E o temă, după cum știm, o să vedem care sunt evoluțiile și, așa cum spuneți, e nevoie de răspunsuri și de dialog cu mediul de afaceri, cu marii consumatori, cum spuneați. Dar aș vrea să rog pe domnul Teodor Livinski să continue două idei pe care doamna Bradu le-a adus în discuție. Pe de-o parte, eficiența decontării directe, dacă ea ar fi existat, sau eficiența decontării așa, în formula aceasta, pentru consumatori industriali mă refer, și a doua temă este cea privind predictibilitatea, o temă despre care discutăm pe diverse paliere, în diverse domenii, de la fiscalitate până la, iată, acum reglementările privind energia. Cum vedeți, Teodor Levinski, aceste două subiecte? Da, în ceea ce privește decontarea directă, sunt sigur că ar fi utilă pentru toți participanții la piață și mă refer aici de la producător, transportator, distribuitor, furnizor, consumator de energie electrică, deci pe tot lanțul și inclusiv pentru stat, pentru că lucrurile ar fi mult, mult mai rapide. Exact cum spunea și Adela Bradu, există o concentrare foarte mare de companii într-un consum relativ mare. Undeva, dacă am extinde acel 35% pe care l-a precizat Adela, cred că există în undeva la 50% din consum câteva mii de companii, lucru pentru companii pentru care nu ar fi greu de gestionat o decontare directă, și decontarea aceasta directă ar veni cu avantaje foarte mari în rândul consumatorilor industriali, într-o formă indirectă. Gândiți-vă că business-urile furnizorilor necesită finanțare ca orice activitate comercială, activitate de finanțare care este dimensionată în baza unor predicții de preț. Probabil nimeni nu s-a așteptat la creșterile de preț până la valorile pe care le vedem astăzi. Din acest motiv, inclusiv liniile de finanțare strict pentru derularea activității au rămas la cote subdimensionate, și peste această problemă se suprapune și necesitatea unor finanțări noi pentru a absorbi șocul decontării ulterioare. De aici apar sincope în strategiile comerciale ale furnizorilor, în competitivitatea lor, care până la urmă urmei se răsfrâng în costurile consumatorilor de energie electrică, fie direct prin asimilarea în prețurile viitoare a unor costuri de finanțare suplimentare, fie indirect prin simplu fapt că acel furnizor sau anumiți furnizori nu mai sunt atât de interesați să ia consumatori, prețul crește oarecum artificial din lipsa de competitivitate. Deci decontarea ar fi fost foarte, soluție, foarte importantă. Cel puțin dar pentru marii consumatori. O soluție, dar da, am eu unul văzând deschiderea autorităților, cred că există șanse ca această decontare să fie realizată. Exact cum spunea și Adela Bradu, lucrurile nu se pot face peste noapte și uneori poate e chiar bine să aplici regula pașilor mărunți pentru a observa feedback în diferite etape, dar e un aspect care
poate e printre prioritățile imediate în ceea ce privește eventualele modificări spre perfecționarea ordonanței. De acord, și în ceea ce predictibilitatea e un cuvânt care se aude de ani de zile, până acum câțiva ani nu exista conceptul de preț fix și garantat pentru consumatori industriali. Aceștia ce au predictibilitate, o cer în continuare acum, după ce circa un an, doi ani au avut parte de ea până la actuala criză, și e clar că predictibilitatea se poate atinge prin acțiuni care vizează termenul mediu și lung. Aici, în ceea ce privește autoritățile, observăm implementarea PPA-urilor, ceea ce înseamnă că consumatorii industriali și consumatorii vor putea încheia contracte directe cu producătorii din surse regenerabile, având la bază acești noi producători contractele de tip PPA pentru a obține finanțarea din partea băncilor. Fiind vorba de finanțare și de rambursarea finanțării, e clar că există un termen lung, de aici rezultă și un preț al energiei pe termen lung. Beneficiile sunt mari și se pot fi observate în piețele mai dezvoltate din Europa, și soluțiile pe care le oferă PPA-urile sunt cât se poate de viabile și avantajoase, inclusiv în scopul obținerii țintelor de decarbonare și de tranziție energetică către surse regenerabile. Un al doilea aspect care ține de planuri pe termen lung, sunt multe companii industriale care poate consideră la nivel de strategie pe termen lung o delimitare față de piață. Delimitarea față de piață nu poate fi realizată decât prin capacități de producție a energiei electrice, lucru care e acoperit de PNRR, de fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și pe termen lung aș mai menționa și o mai bună activitate de control a pieței, astfel încât comportamentele să fie uniformizate, să nu mai existe extreme și să nu se mai răsfrângă impactul anumitor comportamente deficitare în zona consumatorilor industriali, indirect sau direct. Direct, când spun direct, mă refer la contrapărțile directe ale consumatorilor, indirect mă refer la furnizorilor. Cred că pot fi reglate lucrurile la nivel de comportament în piață, dar asta e o discuție pe termen lung. Ne uităm în urmă că lucrurile s-au corectat în pași mici. Acum există poate alte priorități, dar cred că nu trebuie scăpată din vedere și trebuie ca activitatea de control să fie cât mai riguroasă, astfel încât beneficiile să fie pentru toți participanții din cadrul pieței. De acord. Doar să reamintim, suntem la Esențial, discutăm despre situația din industria energetică și din zona companiilor, din economia reală, cum se numește, împreună cu invitații noștri de astăzi, doamna Adela Bradu, manager corporate affairs și comunicare la compania RomCim, și domnul Teodor Livinski, este consultant în domeniul energiei și fondator al companiei de consultanță Partnergy. Doamna Adela Bradu, v-aș ruga să continuăm discuția noastră plecând, sau mă rog, vorbim și despre fondurile europene. Avem în față multe programe care ar putea fi accesate, aici mă refer și la Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și la fondurile europene clasice, dacă le pot numi așa. Cum vedeți dumneavoastră ceea ce urmează în materie de fonduri europene și dacă ele pot fi utile pentru companii? Cred că utile este un cuvânt slab. Ele sunt vitale pentru companii.
La un moment dat, cred că mediul de afaceri tinde să își creeze aceste șabloane verbale, cum ar fi predictibilitatea, dar nu avem cum să ieșim din aceste șabloane, pentru că o să vă dau un exemplu. Cel mai mare în traseul de decarbonare a industriei cimentului, cea mai importantă bucată este captarea carbonului, tehnologiile de captare a carbonului. Ele nu sunt mature, nu sunt încă implementabile la nivel macro, dar există și avem aici o groază de provocări. Cum ar fi ce facem cu acest carbon, unde îl depozităm, cum îl folosim, dacă îl folosim. Este absolut clar că aceste lucruri vor fi determinate în viitorul apropiat. Cu siguranță vor exista bani pentru aceasta, dar ca să înțelegeți, pentru a face captare de carbon, aceste CCUS, tehnologii de captare, ele sunt foarte energointensive. Nevoia de energie este probabil la nivelul nevoii de energie pentru producerea cimentului. Este o activitate energointensivă. De aceea, vedeți, noastre sunt interconectate cu construcția de capacitate de energie verde, regenerabilă. Când discutăm aceste lucruri, e important ca atât guvernul să aibă vizibilitate pe procesul industriei, cât și industria să aibă vizibilitate pe acele, pe un timeline, un calendar a ceea ce urmează. Și probabil cel mai bine ar fi să ne putem întâlni la mijloc, într-un dialog deschis. Unele ministere au început deja acest dialog și e de salutat. Cred că fiecare trebuie să se așeze la masă știind 100% că nu va ieși învingător, că nu va obține tot ceea ce își dorește. E important pur și simplu ca în orice planificare să pui întâi premisele, să așezi premisele. Dar da, avem nevoie de această vizibilitate pe ceea ce va urma, pe intențiile guvernului și aș mai face o singură mențiune. Nu suntem singura țară care are acest plan de a construi multe capacități de energie regenerabilă. Cred că toată Europa se duce acolo, iar acum, după conflictul din Ucraina, probabil cu atât mai mult, cum a anunțat și Comisia, haideți să accelerăm, să accelerăm. Eu personal nu cred că vor exista atâția furnizori de echipamente. Adică nu cred că putem să scalăm producția de panouri fotovoltaice. Cineva le produce, ei sunt niște producători sau de turbine de vânt, nu știu, ca să luăm un alt exemplu. Și atunci probabil că și aici atât Comisia cât și Guvernul trebuie să se gândească cum facem să fie echitabil, cum facem să nu pierdem startul, pentru că atunci când cererea este foarte mare, de obicei cresc prețurile. Și inflația aceasta nu avantajează România și cum utilizăm resursele din PNRR, din fondul de monetizare, din fondul de inovare și alte bugete pe care le mai putem accesa. De acord, e o întrebare și o pasez și eu către domnul Teodor Livinski, mă rog, reformulând poate, simplificând un pic, doamna Bradu se întreba cum facem. Eu o să vă întreb ce facem pe mai departe ca lucrurile să rămână într-o zonă, hai să spunem, echilibrată, să mai scădem din volatilitate și să mai scădem din povara care apasă, evident, asupra industriilor în România și în Europa. Înainte de a vă răspunde, mulțumesc pentru întrebare, înainte de a vă răspunde, aș reveni puțin la... Vă rog. La necesitatea de predictibilitate a planificării pe termen lung și cred că trebuie menționat, mai ales că e o informație destul de recentă, necesitatea aceasta de izolare față de piață, o menționam mai devreme. Nu poate fi făcută inclusiv prin integrarea mai bună a consumatorilor în piață. Pentru că până la urma urmei o altă soluție
achiziția directă de la producători. Ea nu poate fi făcută numai prin contracte bilaterale, prin PPA-uri. Ea poate fi făcută și prin piața marilor consumatori gestionată de Opcom, care, în fine, e existentă, dacă nu mă înșel, din 2012, a avut un unic participant și nicio tranzacție, dar uitați că în acest moment, la solicitarea participanților la piață, aceasta a fost regândită. Recent a fost publicat un ordin care o modifică și o actualizează, o aduce în vremurile contemporane și e posibil să fie o alternativă, astfel încât mare parte din achiziție să o poți face direct de la producător și nu neapărat în întregime de la furnizorul de energie electrică. Referitor la planuri de viitor, Adela, cred că a cuprins destul de multe aspecte. Eu aș mai face doar așa un call pentru mai multă transparență și mai multă deschidere către raportări proactive din partea operatorilor piețelor, pentru că discutam cu diferite companii consumatoare industriale. Există foarte multe companii care au relații contractuale cu companii din afară și mă refer inclusiv la relații contractuale în sensul relației client-furnizor, furnizorul fiind producătorul din România. E clar că s-a ajuns în situația în care anumite companii își renegociază contractele de vânzare a producției în extern și cumpărătorii solicită clarificări privind evoluția prețurilor. Raportările sunt nu tocmai concludente, sunt uneori publicate cu delay, lucru care practic nu sprijină companiile consumatoare în acest efort de a explica în extern situația din piață, în a justifica anumite solicitări sau revendicări. Și asta o știm foarte bine, pentru că în activitatea noastră de zi cu zi ne ocupăm, pe lângă achiziția în sine a energiei pentru consumatori, și de explicarea, informarea și conștientizarea acestora privind anumite aspecte din piață. Și chiar și nouă ne este greu să adunăm uneori informațiile, să le punem cap la cap și să pregătim niște concluzii cât se poate de relevante pentru consumator și într-un timp nu foarte lung de la momentul înregistrării datelor în piață. Deci cred că mai multă transparență și deschidere către prezentarea mai multor date, poate chiar proactivă sau activă la solicitarea actorilor din piață, va putea ajuta din foarte multe unghiuri dezvoltarea a pieței. Suntem aproape de finalul de emisiunii noastre, dar mai este timp, v-aș ruga să tragem și câteva concluzii împreună și am să vă rog, Adela Bradu, să ne spuneți concluziile dumneavoastră, la fel cu o privire spre viitor, mai optimistă sau nu, e greu de spus, situația e într-adevăr în continuare, are multe necunoscute în față, dar, cum se spune, nu, antreprenorii, companiile vor fi totdeauna optimiste și vor găsi soluții. Aceasta e varianta pe care o văd eu, sigur o să ascult și varianta dumneavoastră. Da, mai mult decât atât. Noi când ne uităm în piață, vedem potențialul pe care îl are piața din România. Vin proiectele de infrastructură. Va urma un val al renovărilor pe eficiență energetică. Cu siguranță va fi nevoie de această materie primă pe care, de exemplu, noi o producem. În același timp, este foarte important ca să asiguri o bază de cost predictibilă, cel puțin. Aici, noi salutăm sincer inițiativa care deja e materializată de a da de a acorda puncte în acest call pentru PNRR, pentru proiecte de energie regenerabilă,
acelor producători care consumă jumătate din energie. De ce? Pentru că este un impuls ca mari consumatori să investească și să devină independenți. Este un impuls care va fi sănătos pe termen lung pentru aceste companii, dar va fi sănătos și pentru guvern. Pentru că, iată, dacă ai astfel de situații, nu mai duci grija și a marilor consumatori și tu ca guvern o duci, pentru că ai mii sau zeci de mii de locuri de muncă, poți să ai niște întreruperi pe lanțul de aprovizionare. E în interesul tuturor ca acestea să fie autosuficiente din punct de vedere al energiei. Și ca final, eu aș spune că sunt optimistă, pentru că România are tot potențialul de a avea un mix energetic foarte sănătos, cu tot capacitatea de regenerabile, avem partea de coastă cu un vânt foarte bun pentru proiecte de vânt, avem un bazin hidrologic foarte ofertant, avem deja instalată putere nucleară, avem și rezerve de gaz pentru tranziția aceasta care a fost acceptată de un... Până la urmă, dacă te uiți așa din afară, cumva, sau la o primă vedere, ai spune că România poate să joace un rol strategic în regiune, care are toate premisele de a juca un rol strategic în regiune și eu cred că politicienii noștri, atât din țară cât și din Bruxelles, ar trebui să ridice standardul acesta de ambiție. Cum facem ca România să devină atât de strategică cum ar trebui să fie cu toate aceste resurse? Da, e și aceasta o provocare, cum spuneți, și să sperăm că vom ajunge acolo, adică să contăm în această piață europeană a energiei. V-aș ruga pentru final, domnule Teodor Livinski, câteva concluzii și de la dumneavoastră. Da, încep prin a vă mulțumi pentru invitație și închin să pun o cupolă peste discuție într-un sens pozitiv, optimist poate. Uitându-mă la modul în care piața s-a dezvoltat în ultimii ani, trecând peste un șoc pe care l-a avut la începutul anului 2017, apoi trecând peste pandemie, trecând, zic eu, destul de onorabil și peste creșterile de preț de anul trecut, care n-au creat turbulențele pe care mi le imaginam sau pe care ni le imaginam, tind să fiu optimist și să sper că lucrurile vor fi canalizate în direcția bună, dar toate acțiunile să fie planificate cu măsură, astfel încât să putem să le și realizăm. În ceea ce încerc să spun e că trebuie să fim conștienți că nici decarbonarea, nici tranziția energetică nu se vor întâmpla foarte rapid și e bine să vedem obiectivul final al fiecăruia dintre ele, dar și obiectivele de etapă. Lucru care cred că depinde de fiecare țară în parte și România trebuie să fie caracterizată de o abordare individuală, având în vedere inclusiv specificul mixului energetic. Concluzionând, privesc optimist la viitor și sper să ne reauzim în aceeași notă și să facem o revizie a celor discutate astăzi și să observăm rezultate bune. De acord. Mulțumesc pentru analizele dumneavoastră, pentru informații. Ne oprim aici cu Esențial în această seară. Au fost invitați doamna Adela Bradu, manager Corporate Affairs și comunicare la compania RomCim, și domnul Teodor Livinski, este consultant în domeniul energiei și fondator al companiei de consultanță Partner G. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă spun, ca de obicei, rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem sănătoși, numai bine!